Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la Royal Rumble. Hai să dăm drumul aici. Hai să dau așa random cu un superstar să vedem ce o să ne pice și nouă. Acum mai faza e să-mi pice și vreunul pe care l-am băgat în meci. Hai că intru cu ăsta al meu. Ia că intru primul. Hai, dacă tot i-am dat dita mai overall-ul, încerc și așa. Sigur nu o să câștig meciul, dar important e să fac și o momentum acolo. Mai fac și o niște râpuri sau VK-uri sau ce puncte n-ai bis aici. Mai cumpăr și eu wrestleri. Mai vreau să-mi iau, nu știu, ori un Kane din 98, ori Undertaker tot de pe atunci. Pe vremea aia când avea barba aia pe floce aia pe obraz și zicea că-i vârcolac. Triple H din 2001. Sau Stone Cold, ăla mi-ar fi bun. Stone Cold și The Rock să iau. Ar merge o rivalitate bună. Bun, hai mă odată. Încă un pic se încarcă. Hai să vedem ce facem cu restul nostru. A, da, Edge și Christian și pe aia să mi mai iau. Mi-am luat o grămadă de restul pe celălalt joc, pe 2K17, dar păcat că a apărut asta, na. Ia, începem cu Kofi. Ia, opa, ce mi-a întors aici Kofi. Aici trebuie să fiu atent că Royal Rumble-ul îl pierzi foarte ușor. E mult mai greu ca în anii anteriori. Acum trebuie să spamez pe taste ca să-i pot elimina pe ăștia. Da și voi cum apăs, du-te, drag. Ia, mai vine o din The New Day. Xavier Woods, vino cu și tu, puac! Să mi se mai încarce puțină energie așa, hai! Îmi întoarce și ăsta. O să obosesc foarte repede aici. Nasol că la Royal Rumble-uri îți trebuie și energie să o... Știi să o conservi? Dar fața e că eu... Caracterul ăsta obosește și repede. Puc, ce big boot i-am dat. Kofi, vine Kofi. Auci. Acum trebuie să spamez așa să nu mă elimine. Mai bine și Randy acum, te trezești că... O veni ăla și mi-a dat acum mare piciorul în gură să mă scoată. Ma, dar trebuie să spamez ca lume aici. Aici mă duc eu după Xavier, ia. Fac ce mi-a întors al naibii. Pitic. Bă, o fi el pitic așa, dar i-a tras-o lui pe aici. În caz că știți faza. Da, sigur știți că voi sunteți documentați, că ați văzut înaintea mea filmulețile. Opa, vine și Bray Wyatt, ia Ok, ia, hai dau cu un brainbuster. I-am spart cap. Mi-a întors. Da, în caz că nu știți faza cu Xavier Woods și cu Paige, că s-au făcut publice niște filmulețe cu Paige când și-o trăgea și era și ăsta pe acolo. Vine și Big Show. Ia, de ce n-ai băiat dacă eu așa, nu știu. Ok, cred că dă dură în mine Big Show și de-aia. Nasol că dacă suntem mai mulți de 8 nu mai... Hai să-l scot acum. Fă-te al dracu ce-mi toace. O, vine Brock Lesnar. Iar m-a întors ăsta. Ne, deja sunt pe roșu, ca și mort. Ah, ce mi-a dat aici. Aoleu, ce-mi fac ăștia. Ia, l-a eliminat careva pe Randy, văd. Randy a ieșit primul, ca la proști, vă. Ok, mai bine acum și unul. Ești, mă! Gata, l-am scos și pe ăla. Opa, Dolph Ziggler, wow, parcă și Shinsuke Nakamura mai are o manevră de genul ăsta. Dacă nu știu să fac o eliminare. Nu mă aștept să câștig cu ăsta al meu, dar...
Ha, hai că te-am scos, fraiere. Hai să-l scoți pe Xavier. Au și ăsta. Ăsta ajut pe Big Show. Kofi Kingston has been eliminated. Looks like we could enter number 9. Ne, nu pot scoate. A, vine Seth Rollins, hai să mă pregătesc. Cred că pe Seth Rollins îl prind direct într-un finisher. Stai jos tu. Hai, te-am zis tu, bug. Hai, da. Ieși. Hai, Seth, vino. A, mă, fix când sunt opost, atunci vine ăsta. Ia, se urcă pe colț, ăsta e nebun. Royal Rumble te sui pe corp, pe corp. Să fiu antenă, că ăsta imediat mă elimină. E de ce semnător și stai jos? Spui impostor! Ia, OMG, hai să dăm un OMG, că de ce nu? Na, hai că am activat, am băgat și ăsta lui Cesaro, am băgat OMG în momenturi și din astea. Așa, fă și un taunt acolo. Oh, că l-am învârtit pe ăsta. Nu, Shinsuke, lasă-mă în pace, Shinsuke, Shinsuke, te rog, eu fi băiat bun. Stai jos și tu. Ca să fac și rapid un taunt. Bun, hai că mă descurc bine cu ăsta. Vine John, băiatul Cena. Aoleu, nu mai am reversal-uri, acum am observat. Ia, opa, back suplex, ce-o fi ăsta? Sau Fisherman German suplex, nu știu. Să vezi ce-l elimină. Era culmea să-l elimine. Bă, mă descurc destul de bine cu caracterul. Dacă o-i câștiga eu, așa ca și primul, aș fi cineva. Hai că nu degeaba i-am pus 95 overall. Așa vine și Kane ăsta cu care se mănăm și ia ești. Nu, bă, sau îl elimină. A, îl elimină, bun, nu l-a eliminat. Running Power Slam. A venit și Kane. No, gata, eu sunt ca și eliminat, nu mai am cinci. No, m-a scos Kane. Bun, m-a scos, nu mai, n-am mai avut reversal-uri. Dar nici nu l-a eliminat pe Shinsuke atunci. Bă, dacă eliminat, scăpam, nu știu. Hai să vedem cu cine vin acum. Deci... am arestat... Aaa, hai că mă răzbun acum. Kane, ia vină cu acea. Dacă tot au ăștia rivalitate în realitate... Hai cu Strowman, nu degeaba am și coadă ca el. Chiar am parcat Strowman. N-am și barba lui, dar măcar am coadă. Ok, câine, vină cu acea. Ieși din ring, ieși. Uite-l dracu ce mi-ntoarce. Hai, dar dai semnătura. Erai tu să fii de Boșorocu. Bărab la cur. Așa vine și The Big Dog. Deși tu, man. Gata, mă distruge Kane, efectiv. A dracu globă de 48-49 de ani cât ți-o avea. Mă rupe, efectiv. N-am apucat nici atunci să dau pe... N-am apucat. Romane, ia ieși afară, ieși să nu te văd. Cena, firai tu să fii. Tu-ți fața ta de mel. Asta e vorba unui coleg. Hai, vine acum și Cesaro. Ouch. Whoops, that missed. That's putting it mildly cold. Watch out, Roman Reigns is on the attack now. Man, Braun Strowman, what offense. Look at a toss him out here, guys. Kane, dă-l-o cap for Kane. Bă, dar le-ntoarce ăsta să-mi bag. Nu mai am nici reversal-uri.
Sunt ca și mor dacă nu mai am reversal. Încă un membru din New Day. Bă, dar spana rău, rău ăștia-i New Day acum. Romanul nu-i bine. Ok. Nu mai am reversal, cred. Ar fi o soluție gen să încerce să mă elimine așa. Și să reușesc și să ies, să dau pe escape. Hai că, hai că e bine, hai că scap, hai că scap. Stai jos tu. Romanu vine pe mine. Din nou încearcă asta să mă elimine. Ma, deci trebuie să spamez acum. N-am stricat tastatura asta nu știu câți ani de zile. Cred că o stric acum la cât spamez. Hai că s-a plictisit. Ia, vine acum, glorious. Hai că l-a scos careva pe ăla. Roman Reigns, Cesaro, dă-l cap pe Cesaro. Hai să te scoți. Nu merge așa? E obosit, e obosit pe dracu. Bobby Roode, ți-ar capul tău de râs. Nu pot să-mi dau finisher sau n-am finisher, am semnătură doar. Mă, trebuie să spamez aici, mă doar degetele. Mă, și-am avut ocazia să elimin pe Cesaro și bulangiul ăsta de... Bobby, ai încurcat-o. Dar mai trebuie să luăm pe ciocolatiu ăsta. Ce rasist a sunat? Hai, ieși din ring. Ieși să nu te văd. Tu ieși, mu! Nu știu ce am sărit aici. Vine Finn Balor, demon. Ma, dar e obosit Strowman, sărac. Hai, mai trageți puțin aer în piept. Big miss for him there, and he'll likely pay for it here. He's making a statement here with this attack. Balotul. Băi, bine, îți dă abia la al doilea momentan. Auci. Discus pan și mi-a dat aici. Ia, te trezești că îl scoate pe Roman. Să-l vezi pe unul micuț de Caffin Balor de 1.80, bine, atât am și eu. Da, vine Undertaker, du-te, bă, ce voiam să zic. Deci unul micuț, mă rog, micuț pe lângă ăsta, da. Deci Finn Balor care are cam 1.80 m. Să-l elimine pe Strowman, care e vreo 2.13 m pe ăsta, 2.10 m, și pun un cap și ceva mai mare. Ne, nu cred că mai scap acum. Finisherul nu cred că pot să mi-l dau. Ceea ce e foarte grav, sau hai că s-ar putea să scap momentan. Haide, haide, haide. Trebuia să fi setat, nu știu, să intru cu altcare, te poate pica Nightmare mai încolo. Trebuie să mai fac caractere din astea șmechere. Recunoașteți, Nightmare nu-i șmecher. Ia vine Neville. Cred că ăsta e singurul cruiserweight pe care l-am băgat în joc aici. Ce înzighiri frumos. Hai, eu am rămas acolo și văd că mă odihnesc. Ne, nu mai intră niciunul până nu mai elimină ăștia. Cine știe cât o mai dura. Recâștigau Strowman, dar deja sunt prea damaged. Hai că vine și Romanul după mine. Se întorc aici, Romanul e neapărat. Noi am întors. Bun, frumos clothesline-ul ăsta. Frânghie de rupia. A eliminat careva pe careva, dar n-am văzut. Ia. POG! KO punch-ul lui Big Show. Să mă grăbesc, Dane, mă pune la coartă. Sau, ma, ce aproape a fost. Iarăși. Aaa, nu, m-a scos, gata. Powerbomb, deci tu forță să ridici pe unul ca Strowman. Ăsta are 200 kg, cred. 170-180 tot are. Hai, următorul. Deci al treilea om care intru, nu știu, poate o fi Triple H. Ce ziceți? E Triple H? Eu zic că e Triple H. Bine că poți să intru, nu trebuie să aștept să mai elimine ăștia pe careva. Ia mă, scoate pe Bobby, firare de Bobby că m-a... L-a scos? Încă nu? Hai Neville că ești proaspăt în meci. Nu l-a scos. Ia, văd că lumea e cu Undertaker acolo. Beautiful suplex. Bun așa.
Hai, mă, nu vine rândul să intru. Ia, intoarce aici. Parcă cândva era doar de 6 maximul. E bine că acum o băga de 8. Bac, Falconero acolo. Nu știu ce zac ăștia acolo. Ciudat, deci matahalele astea nu cau și numai Finn Balor să fie în picioare. Asta înseamnă să fii shmaker, nu știu. Nu ai bai zicea quick. Fii în valoare sau nu mai știu. Bă, dar nu mai vin o dată rândul să vin, să intre careva sau mai... Gata, ai, uite. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai să ne cu cine vin. Kevin Owens. Hai că... Am făcut eu un match pe 2K17 cu Kevin Owens împotriva lui Undertaker. Bă, deci ne nu l-am jupuit. L-am ciuntit, l-am părmița pe Undertaker atunci. Repetăm istoria. Ia de lucru acepă. Romane, fiți iar capul tău de râs. Hai că l-a scos pe Balor. Kevin Owens ăsta e unul dintre cei mai buni wrestleri actuale, cred. Mișto gen cum i-a spart capul lui Vince. Ieși. Și am să-l fi prins un pop-up powerbomb. Oh, vine Rhino. Ba, Bobby. Ce mă încurcă ăsta? Și la Survivor Series a fost degeaba, a fost jobber ăsta. Vă mai toată echipa SmackDown a fost degeabări. Hai că fac showdown așa. Nu cred că a fost... Ba, da. Deci, Bobby Roode întrebe mie. Și m-a luat Undertaker direct. Dacă are finisher, Maras, n-are finisher, sunt scăpat. Hai să repetăm istoria din meciul ăla. Se ține bine Boșorogul. Am crezut că mai ia direct și mă aruncă. Ne, na, degeaba mi-a dat mini rollout-ul ăla. Vine și Lunatic Fringe-ul, ăsta născut în aceeași zi cu mine, pe 7 decembrie, dar bine, nu și în același an. Hai da, ia-i că te fac pachet. Boșorogule, cam ăsta ți-a fost sfârșitul, vino pe. Și mi-a întors. Atal dracu, Boșorog, ce face? Ești din Ambrose, vino cu aia. Vino cu aia. Fratele Ambrose trebuie. Bobby, tu-ți capul tău. M-a scos Bobby Roode. Bă, mă zăpăcește Bobby Roode ăsta, deci de vreo două... Atât pe ăla scos și pe Undertaker. Aaaa, break the wall, rocker al meu. Bun, deci vin acum că am colpat pătule. Bă, deci rupe Bobby Roode aici. Bobby, treci încoace, gata. Pac! Ești nu. Și de ce întoarce? E de neoprit ăsta. Nu degeaba a fost campion NXT, dar totuși... Ok, gata, am scăpat. Dacă venea cu și dădea o fugă, mă scotea. Ce micuți suntem ăștia din ring. 1.78 cred că are ăsta. Jericho cred că are și Bobby Roode 80-83. Ambrose e mai mare de vreun 90. A, vine Sting, hai că l-aștept pe Sting. Stai. Hai că te ajut. Numai să-l scoatem pe ăsta, firar al dracu. Gata, am scăpat de el. Sting, vino încoace. Ok, se bat ăștia acolo, hai că fac showdown. Hai da, break the wall. Păcat că nu-i pletos, nu-l avem pletos aici. Ce l-am lovit pe ăla? Ok, băteți-vă între voi, acolo vă aștept. Oh, ce-i întors-o Ambrose. Oare câți ani o avea aici Sting, vreo 30 sau cât? Oh, the game! Hai să încerc să elimin pe ăsta, dar degeaba. A venit Triple H și m-a luat direct. Poac! Bă, da, bătrânii Triple H, săracu. Bine că face sală și trage coloane de fiere, că ar fi arăta vai și amar. Și când era tânăr, era șmecher. Dar și la un moment dat tot așa pe accidentare se îngrășase parcă puțin. Bine că gen nu pune piciorul să mă elimine. O veche rivalitate. Știu că ăsta... Jericho i-a spart ghiveci un cap lui... Hai că acum vin legendele. I-a spart ghiveci un cap lui Ambrose. Mish sau cum îl chema, asta e training 2016. Bă, dar a avut match-ul ăla la Hell in a Cell sau... Nu, n-a fost la Hell in a Cell, dar a fost un match de tipul Asylum. Bă, frumos rău match-ul ăla.
N-am mai văzut pionez în WWE de mult. Vino cu a fuck. Îmi dă ăsta reversal. Ce l-am prins aici? Da, degeaba cred. Degeaba, spamez. Degeaba sau... Ne, du-l, drag. Bă, am apăsat pe chiu să-i dau drumul, ce dracu. AJ Styles, bun. Triple H, nația ta. Nu mai eliminat, e bine. Să vezi că acum mă scoate Styles. A, nu, mă pune doar cu... A, mi-a dat și ăsta un brainbuster. Deci sunt cam cu al patrulea wrestler momentan și hai că mă odihnesc acum. Fă-ți odihnă, Jericho, că ești obosit săracul de tine. Bătrân și Jericho ăsta are vreo 40 ceva de ani și el. 47 pe care, 45. Ceva de genul. Jinder Mahal. Ăsta e fapt... Te trebuiești cum bate Jinder Mahal. Ăsta e favoritul publicului, ce să mai. Nici nu înțeleg, dracu, ăsta a fost jobber toată cărea și intră... Direct pe mine vine Jinder Mahal, bă, ăsta e rasist total. Vine acum manelarul ăsta pe rocker. M-a văzut cu tatuaje, gata, vine peste mine. Jindere, trece cu a... De ce l-ai luat, bă? Mai avea și-o vreun... Hai să-l scop pe ăsta, dar degeaba, de mă drum. Vine și Baron Corbin, păcat că n-are melodia aia nouă aici. Signature și acum, ăsta a fost signature, nu a fost ăsta signature-ul. Mai e vreun devenit, nici nu știu. Hai mă, ajută-mă și tu. Hai să scoatem, hai să scoatem pe manelarul ăsta. Al dracu vin pe... Să mor tu că scap acum. DQ. O mai fi vreun de venit? Nici nu știu, nici n-am fost atent. Bine, pe Triple H. Ia vină cu... Degeaba. Hai da, Mother Day Maharaja. Mă, să-l atac pe la picioare. L-a scos și pe Michaels. Mă, e înzighire aici. Am făcut cinstele, gata. Da ieși, mă! Așa! AJ Styles, ai dat pe ăsta. A, am zis... I-am stricat rollout-ul. Ieși, mă! Triple Edge! Aaa, ce mi-a spart aici căpăul. De fapt, nu mi-a spart. Dă-i mișto cum prinde așa și dă cu genul în cap. Ia, mai face, hai da! Și suck it. Mișto taunt-ul ăsta. Bun, să cel pe Corbin. Bă, ăsta cred că e cel mai înalt dintre toți de aici. Încerc un early recovery. Degeaba. Hai că vin ăștia și mă iau la șuturi. Bă, dă mai așa un pic. Hai să fac un taunt. Așa, dansează acolo. Pe cine să bat, să nu știu. Triple, care e mai obosit? Styles, Ambrose. Hai să încerc pe Ambrose. Scoate ăsta. Potul ce soare. Hai să-l ajut pe... Atunci Ambrose să-l scoată pe Corbin. Ok. Ai bă! A scos AJ Styles. Hai să vedem care o bat dintre ăștia trei. O ce dă Triple H acolo. Au avut ăștia doi odată meci. Ia, l-a scos și pe ăsta și a mai rămas Sembro. Bă! Apropo, exact așa a fost la Royal Rumble în 2016. Au mai rămas Ambrose cu Triple H, dar Ambrose era campion intercontinental atunci. Deci exact la fel e. Nu știu cât de repede a fost eliminat Styles atunci, ia. Oh, i-a întors pedigriu. Hai da, Ambrose. Pentru ăștia născuți în decembrie. Hai, bagă viteză. Ăla-i mă. E, bă, care a scos unul, a câștigat unul care îmi place. Ia, aici a dat un Deep Six, sau cum se cheamă. Aici l-a eliminat și cam atât. Here is your winner,
și Dean Ambrose merge la WrestleMania. Bă, nu mă așteptam să bată ăsta. Are șoferul mic, doar 88. Mă rog, față de alții, da, adică față de Roman 95. Bă, mă descurcat bine și cu caracterul meu. Am restat aproape, am ajuns până la jumatea meciului aproape. Bă, frumos meciul ăsta de Royal Rumble. Mie nu mi-a plăcut. Mai scrieți-mi în comentarii ce meciuri mai vreți și mai fac. Eu o să închei aici, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.